Ce viață frumoasă, nu? La geal are o viață de atlet. El face sport în fiecare zi. În primul rând, Gogel trebuie să se ducă frumusețea asta de mașină. Hai mă, intrăm cu o mașină. Hai mă. Așa. Mergem cu mașina asta pentru că asta e mai... The fuck? Trebuie să mergem puțin până la un magazon. Știți de ce? Trebuie să facem rost de niște chestii importante. Așa, bun, ia să vedem. Deci trebuie să ne ducem spre oraș. Și spre oraș. Adică spre oraș avem noi toate pizdaute. Pizdaute. Avem nevoie de câte ceva. Oh! Și să nu uităm. Știi, frumos, o trecut poliția, da? Nu e nicio problemă. A fost doar un mic incident între părinții sescoși. Așa, bun. Ok. Unde dracu erau magazinele alea care erau... Am o idee, hai să călcăm ăștia. La ce știi, după ce că-i calc, am și mașină. Ia stați. Stați așa două puțin, că vreau să văd dacă... Ah, uite unde stă de spray. Da, astăzi vom face o misiune, numai că o să trebuiască să luăm ceva. Trebuie să ne luăm o vestă antiglonț, numai că nu mai țin eu minte unde era magazinul. Ce dracu e acolo? Aoleu! Bă, nici nu o iau bine, ce dracu fac? Ce pula mea fac eu aici, că nici nu o iau bine? Aici? Da, drumăm spre oraș, asta este singura. Ops! 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 Scuzați-mă, n-am fost eu. Nu eram eu, cred. Shit, nigga, shit! Ai, mă, GG cu gel. Vangos. Ce interesant. Ai o chestie puțin interesantă aici. Știți care? Vangos, spre exemplu. Ăștia au ceva cu Grove Street. Ok. Los Bangos la fel. Balas la fel. Am o întrebare. Da, sper că nu găsesc. O să trecem deja la misiune, pentru că nu-mi pas. Trebuie să trecem. Am văzut? Ăștia, membrii din Balas care se trag între ei. Adică, serios, acum suntem într-o eră în care era rap-ul și hip-hop-ul la conducere.
extrem de mare, pentru că rocul nu era așa de căutat la vremea aia. Vreau niște... Am un magazin, da. În fine, nu contește. Nu contește, nu contește, nu contește. Iar ai fumat asta. Uitați-vă ce față are, mă. Îmi place, știi, el e are față de fumat, dar o are mereu. Cause you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Could you have put hands on that teacher for wearing barn clothes? No, that ain't it either. It's cause I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh shit. A genius. Oh, yeah. Vă spun de pe acum, misiunea asta e puțin handicapată. Who has all the straps, huh? Man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my man. The army. Let's go. Yeah. Go in the way. My face. Go in the way. Like, oh, come on, man. Bluster. Uite-mă. Come on, CJ, we ain't got all day. Ah, și nu pot. Nu pot. Uite, deci știam, veneam până aici. Dar am uitat, mă, că e unul aici. Pe aici. Așa. O să oprim, uite, aici un pic. Nu, știți de ce eu mai opresc câteodată, că sunt tag-uri de astea care trebuie să le pun și, pe urmă, uit că e depus. Se uită și de aia. Partea cea mai handicapată aici. Da, ne trebuia o vestă aici, că puțin am cam urâtă situația. Știu că era aici, undeva pe aici, parcă.
Okay, we in. Move, Ryder. O, oh, ușor, bă, că mă omor pe mine. Oh, Doamne, ce idiot. Ok, bun. Ce dracu mă bagă ăsta, mă, în tot felul de afaceri de ale lui? Așa. De data trecută, când am încercat să fac ăsta, mi s-a băguit. Și gândiți-vă că e foarte nașpa când se băguiește. Adică să se băguiască cutiile. Mi s-au băguit cutiile. Efectiv nu mai puteam să le ridic, să le folosesc, să le drag, să le laci. Așa că... Nu știți cât de mult m-a enervat pe mine. De așa. Și acum o ridicăm pe asta ușor. E perfect, e perfect, e perfect. Hai că nu s-a băguit. Aia, eu vânea să nu se băguiască, că dacă se băguiește, am belit-o. Shit, CJ, shit! Shit, CJ, shit! Dacă nu ești în stare, în pula mea, să tragi, trage, mă! O, bine, mă, trebuie eu să trag. Nu ești în stare să tragi în niște handicapați, nu? Bravo, Ryder, te-ai făcut de căcat. Damn you, Easy. Pentru că da, ăsta de fapt este Easy E. O, bă, mai sunt 3. Dar nici tu să nu trebuie să mori, bă, boule. Doar ce, armata are doar un pistol. Dar nu vreau eu! Care? Pizda mătii, bă, că mă omoară pe mine! Să nu mai fac de astea că mă omoară pe mine, mai bine să-l omoare pe el. Outside, CJ. Aia. Nu mai întâmplă și de astea, să știi. Așa e, că nici la locul de muncă. Nu e așa, CJ. A? Voi ați văzut că a crescut bara la el. A crescut un pic. A, înseamnă că ăsta dacă stă, își reface viața. Ok, mi se pare puțin cam... Hai bă, că nu ești în stare să... Îl omori pe ăsta, las că îl omoară, Gogel. Au, au, au. Hai mă! Care e Van Gogh? Uite-l ăsta. E normal că shit, că mă bagi în căcaturile tale de afaceri. Cine dracu, bă, te pune în afaceri de astea să faci? Allahu Akbar! Da, nu știu dacă o să fie nevoie. Op.
Nici n-am văzut ce. Oh, bă, 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 bă. Nu. O, da, am primit bani. Pizda, măti, da. Poc! Ăla-i. Stai. Uite. Așa. Acum n-o să mai vină. Cum o băgăm? Stai, trebuie să o băgăm repede cumva. Gata, Rider, nu mai e nevoie. O, da. That shit was tight. Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Tristuț, un fel de... Un fel de tot Gogel trebuie să moară pentru căcaturile tale, nu? Cam așa e. Tu ne dracu să toți ia, bă, frate, bă, naș. Bă. Bulângiule, ia stai. Marșule aici. La mea. Așa. Să ne ducem să mâncăm măcar. Ia să vedem cât a mai slăbit din Gogel. A, n-a slăbit mult. Sincer, vreau ceva mai vegetarian dacă se poate. A, așa. Hai că nu s-a îngrășat cine știe ce Gogel. Bine, mă rog, s-a îngrășat. S-a... Ok. Și mașina cancică a fost furată. O, da. Lasă că Gogel mai face și el un pic de mișcare până când... Știi ce, domne? Ia de-te de aici, bicicleta mea. Eu furat la tine bicicleta. Nici bine n-am furat bicicleta, că deja am pocnit-o. Frumos, place. PC? Vrei o... Vrei un gadget pe bicicletă? Băgăm lângă Porsche-le ăsta al meu. Ah, Gogel. Ne dor foarte mult de maică-sa. Stai, asta e maică-sa. Asta de aici. Asta e... Sweet cu gagică-sa în beta, ca să știți. Așa.
Nu bun, oameni buni, cam atâta pentru episodul nostru de astăzi. Eu sunt Ghostman. Nu uitați să dați o shawarma, un meat eater și o berică. Și ne vedem data viitoare. Eu vă spun ceaules.